Salutare și bine v-am regăsit la un nou update. Ce face piața? Suntem în aceeași um, direcție a pieței, în sensul că suntem sideways, zigzag, adică, și în momentul de față piața încă este într-o incertitudine. Nu prea sunt multe lucruri de comentat decât faptul că um, avem, putem observa aici o. o un volum în scădere, și dacă dăm un pic de zoom in pe treaba asta, putem vedea un um, triunghi în formare, care rămâne de văzut cum va fi spart, sus sau jos. Dar, până atunci, până când nu ieși din acest triunghi, uh, și cât timp volumul este în scădere. Nu avem ce să comentăm. Suntem încă în incertitudine. Acum, multă lume crede că dacă volumul este în scădere, înseamnă că o vom lua spre sud, adică în jos. Dar acest lucru nu este adevărat. Volumul în scădere este un volum destul de întâlnit atunci când piața este în zigzag, când este în incertitudine, când Participanții la piață se reduc pentru că nu știu ce să facă, nu s-a stabilit un trend ascendent sau descendent. Cei care rămân în această zonă sunt uh, mult mai puțini decât atunci când se decide, de exemplu, trendul. O să vedeți că volumul va începe să crească dacă s-a decis o luăm în jos sau o luăm în sus. Și asta urmează să se întâmple în următoarea perioadă. În legătură cu dominanța, putem spune că dominanța este tot în scădere. A avut această corecție și acum vedem că este tot în scădere. Și ce am observat, un lucru foarte interesant este că ETH BTC, adică Bitcoin în raport cu Ether raport cu Bitcoin este destul, cum spuneam și acum câteva filmări, este destul de frumos. Dar în același timp e des, e foarte, foarte greu să, să luăm o decizie și să intrăm în poziții de genul acesta pe criptomonede alternative. Și asta din simplu fapt că acest triunghi rămâne de văzut ce se va întâmpla cu el. Dacă îl va sparge în jos, automat sunt șanse foarte mari că dominanța să crească, și atunci. Bitcoin în raport cu Ether să fie mai uh, slab, adică Ether în raport cu Bitcoin să fie mai slab și să o ia în jos. Și atunci totul depinde de ceea ce va face Bitcoin în următoarea perioadă și după cum vedem și după cum spuneam de foarte mult timp și am desenat și această linie zigzag, la asta mă aștept. Mă aștept să avem în continuare o perioadă de incertitudine și această perioadă de incertitudine să mai dureze. Cam asta e despre piață în mare parte la nivel de tehnică, la nivel de preț. Vedeți și voi cum că există foarte puțini oameni în momentul de față activi pe chaturi, cum ar fi Telegram, Discord și așa mai departe. Mergem mai departe să vedem ce s-a întâmplat la nivel de știri. După cum știți, El Salvador, o țară din America Latina a decis sau a propus ca Bitcoin să devină folosit ca și monedă. Adică, în momentul de față, Bitcoin în Statele Unite ale Americii este clasat din punct de vedere legal ca și proprietate, nu ca și monedă. Asta înseamnă că se supune unor taxe bazate pe. Capital gain. Dacă Bitcoin va deveni în El Salvador, din punct de vedere legal, monedă și va fi a doua monedă oficială pe lângă dolari, pentru că în El Salvador moneda oficială este dolarul american, e ca și când noi avem lei și leul nostru, puterea de cumpărare a leului, ar crește foarte, foarte mult și am putea cumpăra lucruri foarte ieftin pentru că. Suntem norocoși că le-au crescut mult. El Salvador cam asta încearcă să facă, să ia Bitcoin ca și monedă oficială și Bitcoin în viitor, dacă își continuă creșterea, cei care dețin Bitcoin să poată cumpăra proprietăți, să poată face comerț cu Bitcoin. Acesta este președintele El Salvador și a dat ripost la ceea ce a scris Forbes și anume dacă Bitcoin va deveni o metodă, o monedă oficială în El Salvador, um, El Salvador poate deveni un centru financiar monetar global. Ceea ce este adevărat. Adică dacă continuă Bitcoin să crească și se va seta standardul Bitcoin, exact ca și cartea standardul Bitcoin, referitor la, ca și o paranteză, standardul Bitcoin, în această carte despre asta se vorbește, despre, despre o posibilă Schimbarea standardului de valoare global de măsurarea valorii globale prin, cu ajutorul Bitcoinului. Și în această carte, teoretic, autorul se ia după standardul aurului și cum, un, cum, să, cum am vedea în viitor o lume bazată pe, pe Bitcoin, bazată care își măsoară valoarea în comparație cu Bitcoin. Și se pare că el Salvador poate fi printre primele țări sau poate prima țară, de fapt este prima țară care a luat această decizie extraordinară și care poate deveni un centru global al să zic inovării în domeniul criptomonedelor și un centru global al o putere globală, poate deveni o nouă Elveție. E, e fantastic, dar asta bineînțeles în următorii 5, 10, 15 ani, dacă această lege va fi Uh, va fi adoptată și va fi uh, pusă în vigoare. Tot aici el vedem cum își uh, scoate în evidență anumite beneficii, după ce Justin San a spus că, uh, că crypto, investitorii cripto se vor muta în El Salvador. Și el spune aici patru beneficii foarte tare, și anume, vreme foarte frumoasă, poți face surfing. Nu există proprietate, taxă pe proprietate, bitcoin uh, va deveni, dacă devine uh, o monedă oficial o monedă și nu o proprietate, nu va exista capital gains, nu va exista taxe de capital pe, pe această monedă și anume pe Bitcoin și 4. Uh, ești antreprenor cripto, primești rezidență imediat, ceea ce este fantastic. Tot aici, tot el a spus o chestie foarte interesant și anume că 680 de miliarde de dolari este valoarea market cap Bitcoin și dacă 1% din acest market cap ar fi investit în El Salvador, produsul interbrut va crește cu 25%. Vă dați seama, este exact ce vă spuneam eu mai de mult, anume Vine întrebarea dacă se face ilegal bitcoin dacă criptomonedele vor deveni ilegale. În acele țări care vor legaliza, vor scoate în afara legii Bitcoin și criptomonedele, nu au nimic de uh, câștigat, pentru că oamenii vor găsi soluții să caute țări și putem vedea aici că El Salvador este țara care profită, poate profita de acest lucru. Deci, pur și simplu pot, de exemplu, nu știu, pot să mă mut în El Salvador și de acolo să trăiesc și să, să fiu plătit în Bitcoin pe ceea ce fac eu, o parte, bineînțeles, și oricine altcineva care poate munci de la laptop și să nu plătească taxe și să fie totul legal. Este ceva fantastic dacă această lege se. dacă această lege va intra în vigoare. Un alt tweet foarte interesant spune că el admira foarte mult pe Steve Jobs. Pentru că el niciodată nu se uita la prețul uh, acțiunilor Apple. Și el știa că atât de puternică era convingerea lui că Apple este o companie foarte care va schimba lumea, încât el era convins că atât de puternică va ajunge pe bursă, încât bursa va urma Apple, nu Apple va urma bursa. Și exact așa este și în cazul Bitcoinului. Un Bitcoin este egal cu un Bitcoin indiferent ce valoare are în dolari. Bitcoin va crește atât de mult încât piața îl va urma. Nu Bitcoin va urma piața. Și mă refer aici la piața financiară globală. Atât de puternic va ajunge Bitcoin încât toată piața financiară globală va fi legată de Bitcoin. Toată piața financiară globală va urma creșterea Bitcoinului și nu bitcoin creșterea pieții financiare. Și cam asta este perspectiva pe care eu încerc să o fac pe acest canal și pe care vreau să o împărtășesc cu voi. Și anume faptul că pe termen lung cei care se educă și cei care învață despre acest domeniu și uh, înțeleg despre ce este vorba, vor avea foarte foarte mult de câștigat pentru că la urma urmei, un bitcoin este egal cu un bitcoin. Îți mulțumesc că m-ai urmărit și vreau să te invit în comunitatea iBlock să te abonezi prin e-mail. Fiind abonat, vei avea mai multe beneficii și una dintre beneficii este că vei fi primul care va primi clipurile pe care eu le scot și update de piață pe care eu le scot. Ce va apărea pe YouTube va avea o, un delay, o întârziere de aproximativ 24 de ore. Așa că Îți recomand să adaugi numele tău aici, cum zic prietenii, e-mail-ul, asta așa, HTML-ul ăsta așa, dai subscribe, după ce dăm subscribe ne demonstrăm că nu suntem uh, roboți, dăm subscribe, înscrierea este confirmată. Îți mulțumesc că m-ai urmărit, ne auzim pe e-mail, în următorul clip voi vorbi despre uh, corecția aceasta în care suntem și cam cât poate să mai durezi la nivel fundamental pe blockchain? Ce să ne spune blockchain-ul? Cam în cât timp ar mai dura? Iar acest clip video va fi trimis în prima fază celor care sunt abonați pe e-mail. Clic pe linkul din descriere și abonează-te prin e-mail. O zi sau o seară cât mai frumoasă. Pa, pa!